Sunt ultimele informații oficiale în legătură cu evoluția coronavirus în România și în lume, date noi care au venit din partea autorităților române. 5.991 cazuri noi de îmbolnăvire la puțin peste 28.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi în București, 1.127, Ilfov 433, Brașov 308 și vorbim de aproape 14.000 decese. 164 români au murit din cauza coronavirus în ultimele 24 de ore. 1267 români sunt internați în stare gravă în secțiile de terapie intensivă, secțiile ATI. Până astăzi, în România, de la începutul pandemiei, vorbim de aproape 572.000 de cazuri de îmbolnăvire, cazuri de coronavirus și peste 469.000 români care au fost declarați vindecați sau vindecat de COVID-19. Coronavirus în România, vedem și evoluția COVID-19 la nivel mondial. În lume vorbim de peste 73.900.000 de cazuri de îmbolnăvire, peste 1.600.000 de oameni care au murit. Iată și numărul celor vindecați. Ne apropiem de 52.000.000 de oameni vindecați de coronavirus. America are cele mai multe cazuri, peste 17.000.000. India se apropie de 10.000.000 de cazuri de coronavirus. Brazilia, aproximativ 7.000.000 cazuri de COVID-19. Ultimele cifre, ultimele date sunt pe site-ul nostru libertatea.ro și pe pagina noastră de Facebook.